ați venit, doamnelor și domnilor, eu sunt al dumneavoastră preferat, iar astăzi facem episodul cu numărul 100 din Trending Review doar aici pe protv+.ro. Mamă, nu-mi vine să cred că am ajuns până aici. 100 de episoade de Trending Review cu daragiul dumneavoastră preferat, adică eu. Vă dați seama cât de mult înseamnă asta? Să stai să te uiți la acest prezentator superb în fiecare săptămână trebuie să fie o treabă destul de grea. Vă înțeleg. La cât de des ne-am văzut noi aici pe protv+.ro, putem spune deja că suntem cei mai buni prieteni. Am petrecut o grămadă de timp împreună. Și știi este și mai și că fix azi, 31 decembrie, ultima zi din anul 2021, este ziua în care show-ul ăsta ajunge la episodul cu numărul 100. Destinul, vă zic eu. Practic, ăsta e un episod aniversar din toate punctele de vedere. Un episod în care sărbătorim atât Revelionul, cât și pe noi. Pe mine care fac treaba asta și pe tine care stai să mă urmărești săptămână de săptămână, iar pentru asta eu îți mulțumesc. Nu-mi doresc ca episodul ăsta de trending să fie unul lung, că na, este ultima zi din an și așa mai departe, dar uite că și în ziua de Revelion am reușit să găsesc niște chestii foarte interesante pe internet. Partea ciudată este că sunt atât de multe lucruri încât la început m-am speriat un pic. Credeam că de sărbători oamenii sunt ocupați cu relaxarea, nu cu organizarea concursurilor de frumusețe pentru cămile? Pe bune? Dragule, mai repet că nu cred că am înțeles bine din prima. Nu, calmează-te, ai auzit bine. Organizarea concursurilor de frumusețe pentru cămile. Știu, în Trending Review cred că le-am auzit pe toate până acum, asta fiind un fel de cireaș în vârful tortului. În Dubai, după cum bine știți deja, orice este posibil. Dacă ai bani în orașul ăsta, poți să găsești până și pe cineva care să-ți vândă un elefant în secunda 2. Și nu glumesc, am văzut o treabă de genul ăsta pe TikTok. Deci, din punctul ăsta de vedere, organizarea concursurilor de frumusețe pentru cămile nu ar fi un lucru atât de ciudat, nu? Aparent, în părțile alea ale lumii, concursurile cu aceste doamne cămile sunt destul de comune. Ba, chiar au și o tradiție de foarte mulți ani. Iar ca să pun punctul pe ei, marele premiu pentru câștigătorul acestui concurs este, așa, cum să vă spun, o sumă modică de 66 de milioane de dolari. Ai auzit bine? Te rog, calmează-te. Stai jos. 66 de milioane de dolari pentru o cămilă frumoasă. Nu vreau să râd, pentru că poate nu știu eu destule, dar e puțin exagerat, nu? Dar ok, e de menționat și faptul că întreținerea acestor animale este una costisitoare, dar ok. 66 de milioane de dolari pentru o cămilă, mi se pare că poți totuși să-i construiești și o vilă, și o piscină, și să-i faci, abar n-am, o echipă care să ilustrească copitele, sau poți să faci multe lucruri cu 66 de milioane de dolari. Oricum, totuși, dar, dragiule, care este știrea cu aceste cămile până la urmă, lăsând deoparte premiul ăsta foarte mare? Ei bine, e un pic așa ciudat să o spun, dar... Un concurent de la acest concurs a fost dat afară pentru că a fraudat concursul injectându-și cămila cu botox. Asta a fost, am zis-o, am scăpat. Știu. Nici mie nu mi-a venit să cred prima oară, a sunat gen o știre din aia falsă. Dar aparent se practică astfel de lucruri. Ba chiar există medici specializați în genul ăsta de chirurgie plastică. Eu v-am zis că în Dubai orice e posibil. La ei lucrurile astea sunt destul de normale, având în vedere că există concursuri ale căror premii sunt în valoare de 66 de milioane de dolari. Deci clar o să existe și oameni care se specializează, ca să zic așa, în câștigarea premiilor de genul ăsta. Mai țineți minte că am vorbit noi în Trending Review-ul trecut despre acei pui de lup foarte cute care încercau și ei să urle la lună? Ei bine, acum urmează să vă încânt cu ceva tocmai din viitor. Un titlu de știre care pe mine m-a impresionat de tot. Ascultă aici. Cearta dintre un câine robot și un tackle este simbolul viitorului care ne așteaptă. Mamă, ăsta da titlu, dar acum nu înțeleg ce câine robot, cum arată. Haideți să vedem.
treaba asta mi-a amintit puțin de lupta din episodul trecut dintre ursul ăla fioros și renul nostru Rudolf, gonflabil. Ceea ce ar putea să te sperie puțin legat de cearta asta între căței este faptul că în viitor, unul nu foarte îndepărtat, s-ar putea ca noi, fizic, să vedem certurile astea în părculețele de joacă, pentru că roboții devin din ce în ce mai versatili și nu ar fi, o chestie imposibilă să ajungem să-i păstrăm pe post de animal de companie. Nivelul de interacțiune și mișcările robotului sunt impresionante. Câinele nostru robot se joacă cu ceilalți doi câini biologici, ca să zic așa, exact ca un câine real. Fuge, se încaieră cu ei, dansează pe acolo, dă din codița pe care nu o are, dar îți imaginezi că are o codiță, îi ațâță, e pachetul complet. Dar poate te întrebi la ce sunt ei folositori? Ei bine, în afară de faptul că e cool să ai un astfel de câine, na, te-ai speria dacă ai vedea pe cineva cu așa ceva pe stradă, ei pot fi folosiți în domenii cum ar fi operațiunile de salvare riscante pentru oameni. Iar pe măsură ce costurile acestor roboți va scădea, cu siguranță o să-i vedem din ce în ce mai des chiar la noi pe stradă. De Revelion, unii dintre noi optăm să sărbătorim anul nou în locații care mai de care mai exotice. Există milionari care închiriază mall-uri întregi pentru a da party-uri acolo și există și oameni mai retrași care preferă să închirieze, nu știu, ceva pe o insulă îndepărtată la marginea lumii. Acum, eu nu știu gusturile tale, dar pot să-ți dau câteva variante foarte interesante de locații pe care ai putea să le vizitezi cândva. Spre exemplu, această cameră de hotel care pare scoasă direct din filmele Star Wars. Un parc tematic Star Wars va fi construit în anul 2022 în America și promite fanilor o experiență captivantă. Pe lângă toate atracțiile din acel parc, există și un hotel, iar la acel hotel poți să stai peste noapte. Asta este o cameră din acel hotel și dacă ești un adevărat fan Star Wars, probabil nu o să vrei să mai pleci vreodată din acel loc. Dar toate treburile astea frumoase vin cu un catch. Pentru două nopți, cazarea la acest hotel costă numai puțin de $4,098. Două nopți. Și asta e pentru o cameră ieftină. Dacă vrei să te duci la VIP, prețurile s-ar putea să sară și de $10,000. Parcul de distracții se autodescrie ca fiind o experiență de teatru pe viu, într-un mediu tematic și cu foarte mult roleplay. Iar o chestie care mie mi s-a părut foarte mișto este faptul că atunci când intri pe poartă, ai de ales o aventură pe care vrei să o urmezi. Adică poți să ajuți pe cineva, un clandestin, poți să vrei să devii un Sith Lord și oamenii te pun acolo la niște training, să înveți să te bați cu săbile laser, adică sunt foarte multe opțiuni care te implică și pe tine. Adică tu nu ești doar cineva care stă și observă, nu. Tu te vei implica în tot ce se întâmplă acolo. Iar asta mi se pare foarte tare. Eu, dacă aș vrea să fiu un Jedi în momentul ăsta, acolo m-aș duce prima oară. Haideți să mergem în direcția opusă pentru locații de Revelion. Opusă față de știrea anterioară cu acel hotel Star Wars. Haideți să vedem unde și-ar dori o persoană mai retrasă așa să-și petreacă sărbătorile. Eu nu cred că am găsit locul perfect. Ta-dam! O insulă izolată din Irlanda. Da, arată cool, pare un peisaj scos direct din Evul Mediu. Câteva căsuțe mici și o plajă pustie. Voi mă imaginați cum sună, ca să zic așa, liniște de acolo. Așa un mic văluleț, mulți greierași, să sperăm că nu sunt bestii care te mănânce noaptea, pentru că nimeni nu are cum să te salveze, că ești pe o insulă izolată, dar hei, probabil nici bestiile nu vor să locuiască acolo. Și partea cea mai mișto, încă nu v-am spus-o, dacă vreți să locuiți acolo, o să fiți plătiți! O să fiți plătiți să locuiți acolo! Știu, sună ciudat, deci te-ar plăti cineva să locuiești undeva? Sună deja ca și cum cear că se atragă acolo? Nu. Insula respectivă este atât de, pustie, încât este nevoie de personal, da, ca să facă chestii pe acea insulă, cum ar fi să aibă grijă de cafenea, sau să ai grijă de animale, sau să tai iarba. Știu, pare o glumă bună, având în vedere că totul aici este iarbă, dar cineva trebuie să facă și treaba asta. Persoana care deține insula și căsuțele și cafeneaua și animalele și mai departe, la un moment dat s-a mutat de acolo. Oare de ce? Și după ce s-a mutat, a considerat că nu vrea să vândă nimic, iar ca plan B a avut să, practic, angajeze niște locuitori. Oameni care să aibă grijă de absolut tot ce avea persoana
dinainte, grijă. Eu oricum, prima oară când am văzut treaba asta, am rămas puțin uimit, dar după, atunci când am auzit de o cafenea, mi s-au aprins niște luminițe, mi-au sunat niște clopoței, întrebându-mă, bă, da, eu insulă pustie, cine merge la cafenea? De ce trebuie să ai grijă de o cafenea? Ei bine, există un răspuns și pentru treaba asta. Turiști. Bă, turiști sunt oameni care n-au ce face într-o zi, au prea mulți bani și timp și decid, parcă n-am băut o cafea pe o insulă pustie din Irlanda. Ce-ar fi să ne luăm vreo 13.000 de ani vacanță, pentru că durează o grămadă să ajungi acolo, și să bem o cafea caldă pe o plajă pustie? M-aș simți și ciudat să vină la un moment dat un client, pentru că probabil la cât timp aș sta singur acolo, n-aș mai ști să vorbesc, abar n-am. M-aș transforma în băștinaș, mi-ar crește părul așa mare, aș vrea o bâtă și aș arunca după ei. Nu imaginez, da? Se poate întâmpla. În aceeași idee cu știrea anterior, avem un anunț publicitar făcut de un orășel din California. N-am mai auzit până acum de anunțuri publicitare făcute de orașe, dar uite că acest orășel are nevoie de foarte multă reclamă pentru că nu-și găsește turiștii. Iar pentru a rezolva această problemă, primarul orașului a decis să dea $100 fiecărui vizitator. Da, și asta e o metodă, bănuiesc. Adică pe mine mă interesează deja să merg acolo, având în vedere că sunt plătit să merg în vacanță, ceea ce e un lucru destul de rar întâlnit, nu? Dar totuși, haideți să ne întrebăm, de ce? De ce te-ar plăti un oraș să-l vizitezi? Ce are de câștigat? Adică orașul ăla, dacă ar fi într-adevăr mișto, n-ai vrea tu să mergi acolo? Zic și eu? Da, adevărat, dar nu în toate cazurile. Spre exemplu, acest oraș, fiind destul de nou înființat, lumea nu a avut timp să audă de el, astfel încât primarul a decis să facă o mică campanie de marketing prin care oamenii să dea, să zic așa, un search pe Google Maps, să zicem, și să vadă cât de frumos este orașul respectiv. Orașul se numește Santa Maria Valley, iar acei $100 nu sunt cash. Nu. Ei sunt sub formă de voucher pe care îl poți consuma la barurile și restaurantele din zona respectivă. Un alt bonus al acestui oraș este poziționarea, iar din spusele primarului, poți ajungi la plajă din orice punct al orașului în maxim 20 de minute. Iar dacă te-ai săturat de prea mult soare și de prea mult bronz, să zic așa, și vrei, nu știu, să mergi la ski, în 40 de minute pe autostradă, ai ajuns pe pârtie. Da, sună interesant orășelul ăsta, poate o să-i facem și noi o vizită cândva. Pozele sub microscop sunt deja o tradiție a noi în training de view-uri, așa că am decis ca în acest ultim episod din acest an să vă încânt cu încă o serie de imagini de genul. Spre exemplu, uite acest ochi de albină în care s-au strâns particule de polen. Voi vedeți fiecare detaliu? Wow, nici măcar nu mă gândeam că ochiul albinei arată așa la microscop. Adică îl vedeam gen, să zicem așa, normal că ar fi ceva negru acolo, dar detaliile astea, vedeți că sunt mici hexagoane chiar și în ochi? Ăsta este căpșorul, ca să-l numesc așa, al unui mușchi din ăla ce crește pe copaci în pădure. Ăsta este un mușchi roșu, iar dacă te uiți foarte neatent, ai putea să crezi că este un vierme carnivor. Asta am crezut eu prima oară. Steaua de mare, o știm și o iubim, mie unul mi se pare foarte cute, iar aceasta este un pui de stea de mare, ca să îi zic așa, la microscop. Da, diferența foarte mare dintre o stea de mare mare, adult, zic așa, și puiul ăsta de stea de mare, este în primul rând forma, ea este mult mai rotunjită, mai cute. Chestiile astea pe spatele ei cumva încă nu sunt formate și sunt foarte, foarte sensibile, iar culoarea diferă. Nu, ăsta nu este un copac filmat noaptea după ce a fost vopsit cu vopsea fosforescentă. Nu, asta este urechiușa unui șoricel. Doar că este fotografiat în așa fel încât doar vasele de sânge și nervii se pot observa. Wow, câte detalii la un animal atât de micuț! Asta este o sămânță de iarbă australiană. Nu mi-am pus niciodată problema cum crește iarba în Australia, dar nu m-aș fi gândit că o sămânță arată așa. La o primă vedere am crezut că este o mică, nu știu, creatură. Am crezut că este un gândăcel sau un pui de scorpion. Ceva fără picioare, dar cu o coadă ascuțită. Sau un mini kiwi foarte ciudat. Poate? Iar acum, așa ca pentru un final grandios, v-am pregătit o coadă de păun. Pam, pam!
Glumesc, nu este o coară de păun, ci o particulă dintr-o plantă de casă luminată cu ceva fosforescent la microscop. Mamă, cât de multe cuvinte pentru o simplă imagine, dar și ce imagine? Chiar seamănă cu o coadă de păun, nu vi se pare? Și ăsta a fost ultimul trending review de pe acest an. Ce moment frumos. Uite de unde am pornit. Și uite până unde am ajuns. Ah, mă faceți să-mi dea lacrimile. Doar știți că sunt un sentimental. Eu am fost la dumneavoastră preferat. Vă urez un an nou fericit și la cât mai multe episoade mișto de trending review doar aici pe protvplus.ro. Acum fug și o să prind artificiile. Vă pupat! Mua! Thank you.